Ieri am filmat așa situație în drumul Taberei, tot sectorul 6. Strada Brașov, colț cu Timișoara. Mașini de taxi parcate ilegal în intersecție imediat după zebră. Dar și până la zebră. Aici gospodarul stă și pe trotuar, deci încalcă toate regulile posibile. Și câte un pieton din ăsta e responsabil când îți iese în față de după o mașină de taxi parcată ilegal în intersecție. Poate să devină pe loc victimă de accident. Când la început era doar pieton. Și peste drum tot așa. Vedem mașini de taxi parcate în fața trecerii de pietoni. Calea Crângaș. Cârțâială. Toată lumea sună și se plânge de mașini parcate ilegal. Sau au vreo zi de naștere și servează. Poliția locală. Bună dimineața. Trimiteți, vă rog,
un echipaj pe strada Ceahlăului, colț cu Crângaș. Sunt foarte multe mașini de taxi parcate în interior. Strada Ceahlău, colț cu Crângaș. A, domnul Brega, mă cunoaște, a? Oare în cât timp o să vină? El era 10:05 când am sunat și a venit la 6:30. Azi e 11:03. Să vedem în cât timp apar. S-a cărat imediat din fața zebrei. Probabil s-a dat semnal. Dar nu pot ei să anunță toate firmele de taxe, că de la firme diferite, numai aici, în intersecția asta, de la Speed Taxi, dar dincolo erau de la altele. Mașina poliție locale, ați văzut că eu răspundeam la telefon. Și n-am făcut nimic. Deci aici e un alt protectorat polițienesc. Sper că de data asta e o manevră mai inteligentă a poliției. Pentru că ieri au procedat foarte urât să vină și să oprească doar unul din trei șoferi și să-l amendeze doar pe unul din trei, tot ei staționând în mod periculos și ilegal
în aceeași intersecție. Asta e inadmisibil. Sper că acum s-au dus, pentru că n-au girofar, caut un loc de parcare legal și vin pe jos, pedestru, și amendează pe rând pe toți șoferii pe care o să reușească să-i prindă. Dar nu-mi fac iluzii, nu mă aștept la așa ceva de la Poliția Sector 6. Dar nu s-a mutat nici măcar ca să se măture sub ea. Poliția în 10 minute încă n-apare. Poliția are când, dar eu nu prea.
ei sunt plătiți, dar eu fac voluntariat. Așa sunt periculoase intersecțiile astea, dar încă mai bagi mașini pe colț. Faci și mai multe situații de accident. Așteptat sfertul de oră regulamentar. Și-i taie un naibii de ilegaliști. Merg să-mi caut de treaba mea. Am demonstrat că mafia taxiurilor e mână în mână cu mafia cu epoleți. Și că lucrurile trebuie să se schimbe de sus.